Bună din nou, dragilor! Bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast. De data asta suntem într-un cadru nou, că a venit vara, e cald afară și am ieșit la Z Hotel Timișoara. Recomandăm locația, este o locație superbă. Alături de mine este Florin Rogojinaru și astăzi vom vorbi despre comedie. Filme de comedie. Filme de comedie. Am vrut să scriu și seriale, dar am rămas la filme. Eu n-am văzut niciun serial de comedie așa cap-coadă. Am văzut poate Two and a Half Men, Big Bang Theory, dar nu cap-coadă încât să... Așa, presărite pe Comedy Central. Și lungi. Eu am pregătit 10 filme, tu 10 filme, nu? Da. Ok, spunem câte unul pe rând să vedem... Sigur avem aceleași unele dintre ele. Hai să vedem. Îl văd acolo pe primul la tine, The Hangover și ăla trecut. Da, Hangover pentru mine e locul 1, toate 3, doar că primul, de exemplu, ca și realizare, mi se pare un pic mai slab decât celelalte două, pentru că povestea, cel puțin în 2, când au ajuns în Bangkok și așa, mi s-a părut mult mai entertaining decât povestea din primul. Dar n-ai râs la primul. Mie mi se pare că primul, cum te-a luat așa pe neașteptate, la al doilea și la al treia, știi ce fac nebunii, grupul de nebuni. Dar și primul, bun, mie mi se pare că la primul am râs, cred că, cel mai mult. Și în care, nu știu dacă mai știu, în care e de apare boxerul Mike Tyson? În doi. Când îi fură tigrul. Da, incredibil. Da. Ăla e unul, cred că, cel mai bune filme de comedie. Care e personajul preferat? Pentru mine Ellen e number one. Care e, nu-i mai știu, Bradley Cooper. Cooper e ăla sexy, frumos sau așa. Amuzantul, grăsuțul cu barbă. Ellen. Ellen e grăsuțul, dentistul. Și dentistul care rămâne și fără dinți și în trei își pune silicone. Da. În trei. Da, și în doi e tatuat pe față ca Mike Tyson. Incredibil. Dar ca și realizare, crezi de exemplu că în România s-ar putea face așa ceva? A fost un documentar pe Pro TV și am rămas șocat de bugetele alocate și pentru filmele românești. Gen, se vorbesc de milioane, unu, două, dar eu cred că The Hangover, dacă dăm un search repede, chiar sunt foarte curios de bugetul lor. De-aia mi se pare foarte greu să se facă în România un buget cu Mike Tyson. Ia imaginează câți bani pentru Mike Tyson. Nu l-a dus pe Mike Tyson, l-a dus pe Mihai Leu sau pe Doroftei, care sunt emblematici pentru noi, că cumva Mike Tyson e emblematic pentru ei. Hai, repede search, 35 de milioane de dolari. La primul search, nu știu dacă e primul sau toate trei și s-a filmat în 15 days. Mamă, ce repede! Wow! Da, dar multe locații, da, vezi? Câți crezi că au încercat să facă chestii pe care le-au făcut ei? Nu știu, cu tigru, s-a dus tigru. Da. Sau cum ai făcut machiajul cu silicoanele? Da. Nu, mie mi se pare foarte, nu știu, greu de făcut, dar uite, poți să compari team building, care iar s-a filmat în mai multe locații și e comedia cea mai de succes din România, dar nu poți să o compari cu The Hangover. Pentru mine e locul 1, l-ai pune da, pe locul 1? Da, și pun în top 5, da, top. Locul 1, 2, 3, acolo, da. Că pentru mine 1, 2 și 3 sunt foarte ușor de delimitat, după aia cumva, dacă ai văzut acum se face pe TikTok, sunt tot felul de challenge-uri, ca să zic așa, alea cu topuri. Da. De pui muzică românească, să alegi top. Mi se pare foarte ușor să alegi 1, 2 și 3, că după aia le jonglezi. Da. Zim, ce ai pe 2? Pe locul 2 e Me Time, este cu Mark Wahlberg, care pentru mine e wow, și cu Kevin Hart. Da. Kevin Hart se căsătorește, Mark Wahlberg e burlacul ăla nebun, care cumva îl corupe pe ăsta să se distreze împreună fiind căsătorit și subliniind faptul că și un om căsătorit se poate distra. Adevărat, da. Mie îmi place oricum foarte mult Kevin Hart și mi se pare că e la, pe comedie, nu știu dacă e alt, care e și stand-upper și actor cum e Kevin Hart. Nu știu, nu cred. Da, mi se pare foarte bun. Și Me Time eu cred că nu l-am trecut Me Time. L-ai văzut? E destul de recent, dacă nu mă înșel, de 2 ani, 3 ani, ceva de genul. Pe Netflix. E pe Netflix, da. Dar cred că nu m-a spart atât de tare, pentru că e ăla când, nu e când călătore, ajung ei, se strâng iar ca prieteni, strâng mai mulți prieteni să se distreze. Se reunesc cumva după mulți ani în care nu s-au văzut și țin minte că prima scenă Mark Wahlberg apare dezbrăcat și ăsta e șocat. Ce dracu apare așa în fața mea? Știi ce foarte aia bun Mark Wahlberg. Da. Mi se pare joacă și în filme de acțiune, și în comedii și e bun. Da, e în top actor preferat la mine. Dar pe 3 ce ai tu, pe 3 am și eu iar în top, că îl văd aici, tot cu Mark Wahlberg, Ted.
Da. E la modul, iar, e genul, bă, când zici filme de comedie, Ted, The Hangover, trebuie să fie acolo lecție de Da, comedie. Să știi că al doilea Ted nu mi-a plăcut atât de mult ca primul. Dar la serial? Ai dat play la primul episod? Știi că a apărut un serial acum? Nu, nu știam, serios? Nici eu n-am dat, dar am auzit iar recenzii foarte bune, dar e cu un adolescent care are același ursuleț. Ok. Și e făcut de același producător care a făcut și filmul și e un serial. A apărut acum în 2023 sau, da, 2023. Pe ce platformă? E tot pe Netflix? Nu, e, cred că e să fie pe Prime Video. Prime Video sau okay. Apple TV. Poate ai făcut de Amazon. Da, foarte bun, da. Da, e foarte bun, adică are recenzii bune. Dar iar, comparând cu filmul... Ted chiar mi se pare realizabil și la noi. Ah, da, da, deci, dar iar, trebuie VFX foarte bun. Da, dar e realizabil având în vedere că povestea... Eu tot timpul mă leg de poveste. VV, face un urs care merge. Da, face un urs care merge. Sau o păpușă, ceva. Da. Mie îmi place foarte mult alăturarea de animăluțe, chestii într-un film real. Mă uit la animații, îmi plac animațiile foarte mult, dar mi se pare mult mai bună alăturarea să pui așa un personaj din ăsta într-un film cu oameni reali, pentru că cumva, cred că toți ne-am imaginat dorit. Sau ne-am fi dorit la un moment dat să prindă viață animalele noastre preferate sau de pluș, alea de sau pisicile, pe pisici, da. Sau câinii, deci să chiar să vorbească că ele viața au. Da, că și știi că și filme din astea se fac. Da. Deci care vorbesc cu recent a fost când am fost cu asimptomatic la cinema, era un film francez cu câinele și pisica. Dar doar din trailer. Rar mi se întâmplă din trailer să nu-mi doresc să văd filmul. De obicei, trailerul te atrage, da, așa te uiți la film, îl începi și poate pe parcurs îl oprești dacă da, nu-ți place. Poate de cele mai multe ori trailerul e atât de bun încât au pus toate părțile bune în trailer și în film da. Da, uite, trailerul ăsta e foarte prost pentru mine. Pentru mine e foarte prost pentru că se vede foarte tare că animalele alea sunt din altă lume da, și oamenii sunt foarte diferiți. Adică, uite, la Ted... Chiar zici că e pe bune urs. Da, e pe bune urs. Hai că îți mai zic un film de comedie nou, să văd dacă l-ai văzut tu, din 2023 cu Jennifer Lawrence în rol principal, No Hard Feelings. Nu. Mamă, e pe HBO, acum a fost în cinematografe și Jennifer Lawrence e angajată de părinții unui adolescent care iau foarte mulți bani. Jennifer Lawrence nu avea bani. Și o angajează, ei caută pe cineva care să-i ia fecioria băiatului, să se iubească cu băiatul înainte să ajungă la facultate. Okay. Că băiatul lor era super timid, stătea mereu în casă, Jennifer Lawrence avea nevoie de bani, dar zic că nu o angajează doar ca să se culce cu el, să-l și scoată din bula lui, să-l plimbe, să-l scoată în lume și, mamă, se întâmplă niște faze, e foarte amuzant. O mai juca Jennifer Lawrence în comedii? Că eu o știu din Hunger Games, acolo da, e... Dar am mai jucat, poți să spui aia, nu Predestination, zic, clandestină aia, de el e ea cu de merge în spațiu, dar nu e comedie, nu știu dacă mai jucat Jennifer Lawrence în comedie. Ba, în comedia de dragoste cu Bradley Cooper, de-a luat și e... Deci, eu sunt obișnuită cu ea, să tragă cu arcul, să fie... Deci ăsta eu îl pun acolo în top, îmi place nouă, că e și nou. Trebuie să-l văd, nu l-am văzut, trebuie să-l văd. Zi tu, ce alt film de comedie mai este, dacă l-am văzut eu? We're the Millers, cred că ai văzut, Millers, Jennifer Aniston, care pentru mine e cam top femei în comedie. Da, deci We Are the Millers, mamă, iar eu am făcut de atâtea ori recomandarea, dar mulți nu l-au văzut sau... Nu-l place algoritmul cumva, dar n-a rupt clipul meu, deși mulți scriau în comentarii că l-au văzut. Dar e la modul iar. Să povestim puțin despre ce e filmul. E o familie, nu? Da. Dar familia nu e familie pe bune. Formată. Exact. Dar e o familie făcută. Exact. Ca să transporte droguri. Doi adolescenți, droguri. Doi copii, dar doi adolescenți. Fata băiat, nu parcă. Da, fata e Emma. Una din eme, sunt multe. Da, e... Și băiatul e din Maze Runner. Da, exact, blondul ăla, blonduț. Dar au făcut o familie exact, băiatul mai timid, mai nu știu ce, fata mai dură. Și ei doi, mama, au o chimie foarte bună și ăștia. El e actorul din The Hangover. Da. Soțul. Dar eu cu Jennifer Aniston, ca ai zis, am Vacanță criminală, 1 și 2. Nu știu. Mamă, n-ai cum să nu știi. De pe... Murder Mystery se numește în engleză sau? E cu Adam Sandler. Da, când ei merg pe bar, nu avea cum să nu știi. Da. Știam în engleză, da. Comedie de top. Și Adam Sandler iar e topul pe comedii și iar joacă cu Jennifer Aniston, care știu eu zic, actriță pe comedie e top. Ți-a plăcut în Friends? Că și acolo e... Da, păi de acolo. Acolo a început. Dar vezi, cumva, mie mi se pare că ea e singura care a rupt după Friends. Adică a rămas... Da.
Care o mai cunoaște lumea, o relaționează și cu alte filme. Alte filme, da. Că ea a fost și în tot aia cu dentistul, în care ea joacă rolul unei dentiste. Bă, cred că nu e The Hangover, n-apare ea în The Hangover. Dar zic atunci cum se numește. Uite, ăsta nu l-am pe listă, dar ea e o dentistă în care... E ceva cu doctor numele. Da. Jennifer Aniston, filmul ăla de comedie în care ea e o... E șefii, bosses sau ceva de genul, cu mai mulți șefi. Nu Horrible Bosses. Ăla e, da, exact. Exact, ăsta e. În care din nou joacă actorul ăsta din The Hangover și Jennifer Lawrence e una dintre... Jennifer Aniston e una dintre șefele care nu se comportă exact cum ar trebui cu angajații lor. E iar foarte amuzant. Și uite, da. Comedii cu adulți. Dar sunt bune și comediile cu adolescenți în care apar, cum ai zis tu, ăsta, The Millers. Hai, mai departe. 17 Again e cu Zac Efron. Da, când da. Cumva... Vechi. Da, e vechi. 2000, cred că. Cred că ceva de genul, da, că era imediat după era High School Musical, da, a fost unul din filmele care l-au ridicat pe Zac Efron. Iar cred că avem asta, exact cum mulți ne dorim ca jucăriile noastre de plus să prindă viață, mulți ne dorim să ne întoarcem și, nu noi, că noi suntem mai așa bătrâni, dar la 30, să te întorci la adolescență și să mai faci odată lucrurile, dar cu mintea de acum. Da. Nu, cum ar fi să te întorci la 17 ani și să ai mintea de acum, dar nu cred că te distrezi la fel. Nici eu nu cred că te distrezi la fel și cred că trebuie să treci prin etapele alea și că dacă nu treci prin ele, n-ai cum să ajungi cu experiență la 30 plus. Ce mi se pare interesant la film este faptul că se îndrăgostește de aceeași femeie și cumva mie nu prea îmi plac comediile romantice, dar aici partea asta de poveste îmi place, cum el se e și cu o lecție, cumva vine cu o lecție asta. Chiar dacă vezi acum ai 30, tot de aceeași fată s-a îndrăgostit. Mm-hmm. Adică nu cred că ține cont de vârstă, dacă ai o chimie cu cineva... Chiar dacă te întorci în timp, tot te îndrăgostești de acea persoană. Îți mai zic eu unul acum, că mi-ai zis tu 17 Again, dar am avut Bullet Train. Eu iar vin cu unul nou. Ai văzut Bullet Train sau Trenul Asasinilor, în care Brad Pitt e în rol principal? Da. Ai acțiune, dar și comedie. Da, l-am văzut, dar să știi că la fel cu trailerul. A, nu te-a trailerul spart. Bombă, m-a spart, abia am așteptat să văd, dar filmul nu m-a spart atât de tare, nu. Dar bun, oricum bun. Da, bun, dar nu impresionant. Da, fain, toată acțiunea într-un tren, cu coborât, cu schimbări de situație, cu o valiză, cu foarte bun, mi-a plăcut. Și Brad Pitt în filme de comedie, nu prea. Nu prea. Da, pe de-aia zic, n-a prea făcut, a fost ceva și nou și pentru el. Dar cum ți se pare asta la un film, să se întâmple absolut totul în același loc? Fie că-i tren, că-i barcă, da, vapor. Da, comparăm acum cu Klaus și Barosu, ca să vorbim și puțin de comediile din România. Că și Klaus și Barosu, tot în aceeași locație. Dar la Bullet Train a fost mai dinamic, că ei filmau și în afara trenului care era în mers, s-au mai coborât într-o stație, trenul avea mai multe încăperi dinamice cu mai multe personaje, că așa la Klaus și Barosu cam le vedeai, erau unii într-o cameră, unii la bar. Da, aia se băteau ba în baie, ba într-un vagon, ba era altă. Mi se pare interesantă ideea, dacă știi cum să schimbi cadrele și să nu ți se pară monoton, că stai prea mult într-un spațiu, eu zic că poate să fie un film frumos. Că Bullet Train, mie mi se pare că principalul e acțiune, e acțiune cu comedie. Da. Cum ți se pare îmbinările astea? Mi se pare rețeta perfectă. În ultima vreme, ai văzut Netflix-ul, cei mai mulți bani în ultimii ani au băgat în filmele de acțiune și comedie, în care joacă zi ăsta ce a fost Ken în Barbie. Ryan Gosling. Așa, Ryan Reynolds, John Cena, adică filmele alea Red Notice, 6 din umbră, astea au acțiune și comedie. Și dacă se pupă perfect, dacă știi să dai bine cu pumnul și să faci două glume, ai și filmul bun, că rețeta perfectă. Iar un film bun, nu l-am pus pe listă, dar acum că ai zis, mi-a venit în minte, tot cu Mark Wahlberg și cu Tom Holland, cu Spider-Man, este Uncharted, care e foarte bun și la fel îmbină acțiunea și aventura. Comedie. Și aventură. Da. Și că te duce cumva în Pirații din Caraibe cu alea. Și e făcut după un joc și urmează să aibă și partea a doua. Am văzut că iar a fost foarte bun. Bine, te prindeai din finalul primului. Da, pe exact asta, au lăsat la final ca să-ți arate că urmează și partea a doua. Unul vechi, foarte bun, cu Will Smith, pe care eu îl ador, Men in Black, care tot e o combinație între... Bine, mie mi-e foarte greu să aleg, le confund câteodată, deși după aia îmi dau seama, stai, Men in Black cu Bad Boys. Pentru că îmi place mult în... Dar vezi că cred că e mai multă comedie în Bad Boys. Eu abia aștept să apară, că anul ăsta apare Bad Boys for Life. Da, dar cred că patrule e asta, nu? Da. Da.
Da. Tare, să se reunească din nou. Da. Da, da, da. Dar Man in Black îmi place ideea cu extraterestri, da, și aș merge pe ideea cu SF, un SF, da, că e un SF comedy. Exact cum, da, e și ăsta cu Ted, cred că tot la SF comedy. Că e SF, da, că ursul nu-mi prinde viață, e clar, e bun. Și deci, mi-a zis ăsta cu Will Smith, eu mi-am mai notat aici, ai văzut filmul care a câștigat Oscarul anul trecut? Everything Everywhere All at Once? Nu l-ai văzut? Nu. Nu, 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 nu. Deci e un film care are foarte multe efecte speciale, dar făcute de niște studenți. Efectele speciale din Everything Everywhere All at Once sunt mai multe imagini puse una peste alta, cu crescut o mână, adică niște efecte speciale basic, adică în care ei n-au investit, dar pentru că e povestea atât de bună a filmului, că are și, exact, iar combinație de dramă și comedie, care are și acțiune și lecție de viață despre familie, că erau săraci, în fine. Și a ieșit, până la urmă, filmul de a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun film în 2023. Are la bază comedie? Are și comedie, nu e. Cred, da, că procentul mai mare e de dramă, acțiune și SF, dar e și comedie, pentru că sunt unele replici și secvențe la care n-ai cum să nu te abții să nu râzi. Și actorii principali? Nu, sunt necunoscuți, sunt asiatici, dar nici nu mai îmi vine numele. Deci filmul e făcut... E film asiatic? Exact. Deci vezi că așa se încadează, comedy-drama. Everything comedy-drama, ok. Da. Uite, mai zic eu mai un film de comedie pe care nu-l văd la tine în listă. Ai auzit de Project X? Da. Și nu e un film de comedie bun? Ba da. Ăla e, uite, unul de doar cu adolescenți. Da, care doar cu adolescenți, da. Un adolescent era foarte învățăcel, trebuia să ajungă să-și dea examenul, ceilalți prieteni ai lui prăpădiți, le plăceau distracția. Și iar, e combo perfect, exact ca la... The Hangover, da. Numai cu adolescenți, nu cu oameni care urmează să se căsătorească. Uite, vezi, aceeași rețetă, acum am dat seama, da. În care unul e, fiecare personaj are alte calități și probleme intrinseci, așa. Tare, da. Project X are un film, da, de comedie top. Zi-mi ce mai ai, dacă mai ai. Mă întorc la Mark Wahlberg, cred că l-am pus așa. Daddy's Home, un film în care e despre tați vitregi, poveștile taților vitrege cu Will Ferrell. Ah, da, știu, care da, e iară, da, unul dintre, da, preferații, da, mei și așa. Și mi se pare că... Dar nu e la de Crăciun, nu? Ba, are, ba da, partea are a doua, partea a doua de Crăciun, unde apare și John Cena, care iară, da, joacă, da, el e tatăl adevărat. Da. Și trebuie să-l înfrunte, da. Și cum arată, da. Da. Trebuie, exact, să-l înfrunte John Cena sau... Da, John Cena. E John Cena, da, da, da. Că Mark Wahlberg îl... Mă gândeam la The Rock. Nu, da, nu, nu, Mark Wahlberg îl înfruntă pe John Cena după ce el s-a dat tatăl forțos, da, în, da, fața lui Will Ferrell, care juca rolul tatălui vitreg perfect. Mi se pare bună povestea pentru că, în general, partea asta, mame vitrege, tați vitregi, e tot timpul relaționată cu ceva rău. Uh-huh, uh-huh. Și acum e o comedie de familie și că asta, da, adică poți să te uiți toată familia, nu e ceva să fie scene de 18 plus sau de astea, sunt glume mai pe care poate copiii nu le-ar înțelege, dar e un film de comedie de văzut cu întreaga familie. Știi ce ți-am zis eu de comedii? Mi se par filmele ideale pentru că te poți uita la ele orice stare ai avea. Dacă ai o stare proastă, ți-o îmbunătățește, dacă ai o stare bună, ți-o face și mai bună, orice stare ai avea, te poți uita la un film de comedie. Da. Dacă ești trist și te uiți la o dramă, doar undeva să intri, da, în depresie. Deși câteodată vrei să plângi și îți face, da, bine să plângi, dar poți să râzi până plângi la un film de comedie, dacă e bun. Eu la multe dintre astea, la Daddy's Home, de exemplu, când a fost faza cu Crăciunul... Te emoționa puțin. Da, 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 te emoționează. Deci vezi, da, nu e ceva care să fie doar 100% comedie, pentru că are orice film de comedie, are și anumite lecții de viață. Exact, ca și în The Hangover, ca și, adică, teme morale, mai lovesc și cu moralitatea asta. Că, bă, nu e prea bine numai să te distrezi ca și în Project X, trebuie să mai mergi la școală, să-ți dai și examenele. Și cu ursul, e fain, da, da, da. Vezi, nu cred că e un film care să fie 100% comedie. Nu, vine și cu teme morale și cu ceva ca să rămâi cu ceva după ce te-ai uitat la acest film. Oricum, eu următoarele pe care le-ai tu acolo, eu nu le... N-ai văzut Ace Ventura cu Jim Carrey? Da, am auzit, ba, da, da, ca și Masca. Da, iar e un film vechi, nu l-am trecut, am și uitat complet de ele, că uite, vezi, uităm de multe ori de filmele astea mai vechi. Dar cum ți se pare Jim Carrey? Bun.
ce? Legendă. Legendă. Nu ai ce să zici de el. Da, e top. Și acum are un serial nou în care el joacă rolul unui fost comediant care încearcă să facă o emisiune și cumva îi zic, bă, ești bătrân. Asta e, că ești bătrân, nu mai ai postul să faci comedie sau să-i faci pe oameni să râdă, dar el face comedie încât să învețe pe oameni câte ceva. Exact, iar o temă morală. Mie filmul ăla, ție îți place mult, în care Jim Carrey într-un alt oraș, în orașul lui, în care nu e real. Zi de Good Morning, good, știi? Zi-mi-l. Da, da, de, se tot repetă aceleași chestii. Nu, în caz că nu ne mai vedem, Good Morning, Good Night, nu mai știu. Da, foarte, foarte bun. Trump, show, nu? Trumper, Trump, ceva. Nu, ceva. Că n-ai, imediat îl găsim. Truman Show, da. Și n-ar putea juca și pe Trump, Jim Carrey. Și comedie dramatică în care, cum ar fi chiar să se întâmple asta, noi să fim de fapt niște marionete, toată viața noastră să fie filmată, totul să se știe dinainte ce urmează noi să facem, ăla când noi vrem să intrăm pe undeva să ne închidă o ușă. E după asta a făcut Bendeac reclamă la Mega Image. Asta nu știu că... Știu reclama, știu, dar nu m-am gândit, chiar n-am relaționat. A zis el că după asta s-a... Foarte după bun. S-a inspirat. Foarte, foarte bun. Dumb and Dumber, da, e tot da, cu el. Da, 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 asta iară vechi, vechi, dar e... Ăla, uite, chiar e... Dar iar are dram. Comedie, da, dar da, da, bun. Da, da, da. Dar multă lume nu l-a văzut. Deci ăsta serios? E gen... Da, eu sunt, păi sunt sigur că... uite, frate meu sau care au 20 de ani acum, 22 de ani, nu se mai uită la filme de acum 20 de ani. Deși au fost foarte bune, nu știu câte le mai găsesc la o calitate foarte bună pe platformele de streaming, dacă sunt, și atunci e mai greu de găsit. Să știi că am observat că Netflix-ul are un pic acum de trend din ăsta, au băgat foarte multe filme din anii trecuți în ultimele două luni, că tot văd că tot bagă filme mai vechiuțe. Da. Și mi se pare bun. Pe Code am mai găsit noi filme vechi. Cum ți s-a părut Barbie? Că pentru mine e top. Băi, știi că am vrut să-l trec și eu la listă, că iar Barbie se încadrează la comedie, dar iar cu teme morale, cu niște ținte către lumea de astăzi, dar iar are comedie, da, adică are scene care îți aducă zâmbetul pe buze și pleci de la film cumva pe gânduri, dar cu un zâmbet, așa, deci, cu un râjet. Deci, fii atent ce am pățit eu. L-am așteptat foarte mult, mai ales pentru Ryan Gosling și pentru Margot, că îmi place de amândoi foarte mult. Și marketing mult. Marketing mult și marketing bun. Mergem la film, râd și e scena cu America Ferrara. Eu știu din Ugly Betty, varianta americană, când ține un discurs extraordinar de feminist, în care zice că femeia trebuie să fie și așa și așa și trebuie să le facă pe toate și să... Acolo. Te-a spart. Dar pot să mă uit la aceeași scenă. Acum dacă mi-o pui, scena aia, pe mine mă bufnește plânsul, dar automat. Și tot timpul când dau, că, cred că l-am văzut de vreo 5 ori până acum, de când că l-au băgat pe HBO Max și de când e acolo tot, hai să mă mai uit o dată, mi-a plăcut la nebunie. Și îmi place și partea lui Ken foarte mult. Și nu cred că exista actor mai bun să-l joace pe Ken. Acum dacă l-ai văzut exact cum sunt anumite filme în care zici, bă, nu, ăsta e pentru rolul ăsta, n-are cum să joace altcineva rolul ăsta de Deadpool. Chiar iară, Deadpool eu îl pun la comedie. Și eu îl pun la comedie. Are și acțiune, dar e Ryan Reynolds, e atât de amuzant, e... Da, ăsta poți să-l încadrezi la comedie. Cred că am zis, oricum am zis o grămadă de filme, nu știu câte am zis noi până acum. Am zis mai multe. Și în Red Notice îmi place foarte mult de Ryan. Da, uite, tot îți mai dau un film pe care multă lume nu l-a văzut cu Ryan Reynolds, e 6 din umbră, care are acțiune și nu comedie. Știu. Pentru că Ryan Reynolds și-a intrat, cred că aproape în toate rolurile, joacă rolul ăsta de cel care povestește și face glume și are și acțiune, scene de acțiune și vezi că apare anul ăsta cu el... What If, sau doar If se numește. If știu, am urmărit. Exact, cu animăluțe de plus sau cred că din asta imaginare care prind viață. Iar o să fie foarte bun. Eu aștept Deadpool vs. Wolverine, că e și Hugh Jackman. Top, Uite, tipul serios cu tipul glumeț, care și Hugh Jackman în Wolverine era ăla care mai făcea și glume, dar glume din astea mai subtile pe care nu toți le înțeleg și cred că o să iasă o comedie bună. Mai vreau să vorbim de două categorii. Una dintre ele este combinația între horror și comedie. Cred că dacă nu mă înșel, anul trecut a apărut pe Netflix We Have a Ghost. Cu el care e fantomă, vrea să fie horror, pentru mine nu e horror că eu mă uit la filme horror reale.
dar îmi place foarte, foarte mult combinația, pentru că, de exemplu, eu și la The Shining, care e horror 100%, nu pot să nu râd când apare Johnny, nu pot. Eu cred că asta cu The Ghost, cum ai dat exemplu, și film horror care să aibă comedie, e făcut exact iar ca să se uite întreaga familie. Pentru că la filmele horror, de obicei, nu se recomandă să se uite cei sub 16 ani, pentru că apar sânge sau scene cu violență, dar ăsta e un film horror care, din nou, are un mesaj că fantoma aia, de fapt, nu vrea să facă rău, dar oamenii se sperie implicit de fantome când aud de spirite. Și atunci a făcut o poveste comedie cu horror, cum e asta, se pot uita și copiii și adulții în același timp. Și adică te adresezi unei mese mai mari de oameni. Cred căutând, că am văzut că și Babysitter se încadrează la comedie horror. Și pentru mine este, dar chiar nu m-am gândit că chiar o încadrează. Pentru că mie mi se întâmplă să râd la filmele horror, pentru unele scene de speriat mi se par făcute așa. Da, mai e un horror, am uitat cum se numește, e foarte legat de ziua de astăzi, cu AI. Când o ia AI-ul razna și începe, tot din casă e conectat. Și începe, de exemplu, aspiratorul din piscină, care curăță piscina, să omoare pe o tipă din piscină. Păi asta am făcut eu, cu casa aia inteligentă unde se duc 6 tineri. Da, da, da. Unde, un Airbnb, care totul e legat. Au închiriat o casă și aia, cum ajung, casa inteligentă le pregătește băuturi pentru fiecare, a făcut o cameră specială, ca să se, adică știa totul despre tine, pentru că tu totul postai pe rețele de socializare și atunci a știut și ce te sperie și care sunt traumele tale și era o singură fată care ea nu era prezentă pe social media și aia a scăpat. Da, asta ar fi meme. Nu mai îmi vine. Margot. Așa se numește. Așa o chema. Și alta, animațiile combinate cu comedie. Pentru mine, Despicable Me e top acolo, la animații comice. Comedie, nu știu care, ce ar mai fi animație comedie. Păi și Shrek o duce spre comedie. Nu, Toy Story nu prea e comedie. Nu prea e. Nu mai știu. Eu știu mai multe drame. Știu aia, Soul, Sufletul sau Coco. Astea sunt deja drame. La care Sing e oarecum o comedie, că râzi. Nu știu, Nemo, are doar scene, adică au doar scene, că sunt animații, știu, sigur că se uite copii, dar tema din spate la mai multe sunt drame. Hotel Transilvania. Da, asta și e comedie, se încadrează și la comedie. Am căutat, mie îmi place foarte mult Adam Sandler și zic, hai să caut să văd cele mai bune filme ale lui. Da. Ca și vânzări. Cel mai bun film al lui e Hotel Transilvania 3. El doare vocea. Vocea lui Dracula. Dar știi că el e cel mai bine plătit actor în 2023? Serios? Adam Sandler, da. Tot așa pentru filmele făcute pentru Netflix, au mai făcut unul cu basket. Da? Dar iar, adică Adam Sandler e numai pe comedii, dar iar în ăla are și dramă. Are și comedie și dramă, dar Adam Sandler e cel mai bine plătit actor din 2023. Și n-aș fi zis. Nu. Adică n-aș fi zis, dar are foarte multe filme și, cum ai spus, mai face și voci. Dar știi că una dintre cele mai căutate chestii pe Google despre Adam Sandler e un rol dramatic. Care este rolul dramatic al Adam Sandler? Că toată lumea îl știe numai de comedie. Drept comic. Iarăși mie îmi plac foarte mult filmele de comedie la care te uiți. L-am văzut, am plecat, poate nu mai rețin mult, dar mi-a dat o stare. Da. Și astea de hangover-ul îl reții. Da, nu lui. Dar îs filme la care te uiți, ți-a dat o stare și cu Adam Sandler sunt foarte multe, pentru că sunt foarte multe asemănătoare, cum sunt și cu Jim Carrey. Da, da. Deci te gândești la Jim Carrey, poate nu mai știi exact filmele cu el, dar știi că au avut multe în care au fost comic. Dacă mi-a rămas să ai zis tu de inteligență artificială, ai văzut Jexy. Nu? În care e un film din 2020-2021 pe Netflix, în care un tip își cumpără un telefon și acel telefon începe să-i controleze viața. Adică telefonul devine gelos pe el dacă iese la o întâlnire cu o fată, îi spune telefonul ce să mănânce. Nu mai mânca asta, că te îngrași. Nu mai ai stat prea mult la televizor. Adică începe să-i controleze viața. Prietenii, dacă îl suna un prieten, o bloca apelul ca să nu vorbească, să nu plece de acasă. Adică telefonul vrea să-i controleze toată viața proprietarului și cumva are logică că se întâmplă asta, dar vrei, nu vrei, fără să vorbească sau fără să-ți spună direct, telefonul face de mult. Ne cam controlează, spune. Și suntem cam dependenți. Da, și petreci mai mult timp cu telefonul decât poate cu prietenii de cele mai multe ori. Da.
zi-mi ce mai ai. Jocuri acum? Da, trecem la jocuri. Da. Tot de filme de comedie. Am zis că hai să vedem cât de mult știi ce actori au jucat anumite roluri. Sunt câteva roluri de comedie. Să acolo nu fie din comediile alea pe care le-am uitat. Hai să vedem. Eu am încercat să le iau și mai vechi și mai noi și să nu prea fie din ce am vorbit mai sus. N-am vorbit despre el. Cine l-a jucat pe Austin Powers? N-am nicio idee cum îl cheamă pe actorul ăla. Știu că e un uchel grăsuț, știu și dinții că avea ceva la... Ca să-ți dau un indiciu, a fost vocea lui Shrek. Da, dar nu știu numele. Cred că are un... Nu-l cheamă chiar Austin cumva? Nu. Mama mea. Nu. E Mike Myers. Am auzit, acum că zici numele, îl știu. Dar așa, știam fața, poate știam, știu și alea din film, dar nu-mi venea numele nici. Da, e Mike Myers care s-a făcut... Mai joacă în ceva? Nu. Și pentru el primele roluri sunt vocea lui Shrek și Austin Powers. Da, și în Austin Powers se vorbea și a fost adevărată... A fost super viral cu rolul lui și filmele lui. A fost un rol de șmecher, da. Cine l-a jucat pe Borat? Mai știi Borat? Da. El l-a jucat? Nu. Credeam că tot el. Nu. Cine l-a jucat pe Borat? Mamă, nu știu cum îl cheamă, dar îl știu, iar un alt cu păr, știu cum arată, știu Borat, foarte bun. Dar uite, nu țin minte, că nu mai n-am mai jucat în alte filme. Exact, asta e problema la el, îl cheamă Sacha Baron Cohen, doar că toată lumea îl știe de Borat și când este întrebat de Borat, multă lume crede că el chiar e Borat, chiar îl cheamă Borat, deci cumva s-a făcut una cu personajul, ceea ce e cam trist din punctul meu de vedere, că îți cam pierzi identitatea. Bridget Jones Diary. Nu știu. Iar o actriță bună, o brunetă, care nu e foarte cunoscută, dar cam filmul ăsta au făcut-o. Și filmul ăsta, așa se numește filmul? Da. Și aia e Bridget Jones. Nu. Renée Zellweger. Nici, nimic. Nu știu nimic. Ea a fost foarte mult confundată cu Catherine Zeta-Jones. Seamănă foarte mult. Da, alt film de comedie cu o fată, uite, foarte vechi, Blonda, știi? Blonda de la drept. Blonda de la drept. Mamă, ce vechi. Reese, cum o chema? Reese Witherspoon. Da. Iar foarte bun. Vezi, foarte bun. Cine l-a jucat pe Elful? E un film, se numește Elf. El e cu verde, așa, e mai în vârstă. Câte întrebări ai? 5? 10. Mamă, până acum am 5-0 din 5 sau câte mi-ai pus? Cred că, da. Elful? Nu știi filmul? Nu știu. Ba, știu filmul, Elful, că e tot de Crăciun, nu? Da. Dacă se numește Elful, e clar de Crăciun, dar... Nu. E mai în vârstă, am vorbit despre el mai devreme. E un tip super simpatic. Will Ferrell, el. Știu acum, știu și filmul, știam că e Will Ferrell. E ăsta ce a jucat în Tata, sau cum e Tata? Daddy's Home. Da, gata, știu, acum știu. Un film în care un el joacă o ea, o doamnă în vârstă cu ochelari mai plinuță, o cheamă Mr. Doubtfire. Da, ăsta de culoare, zic. Nu e de culoare. Atunci a grăsut Robin Williams. Robin Williams. Bine, vezi că astea sunt bune, Robin Williams, da, foarte bun. Foarte bun. Tragică moarte. Da, totuși. Totuși, păcat. Un film cu spioni în care ea joacă, e cam rolul principal, tipa asta, o cheamă Susan Cooper. Îl direcționează pe Jude Law, joacă Jude Law. Îl direcționează, ea e vocea. Eu acum trebuie să-ți ghicesc filmul? Nu, trebuie să-l ghicești pe ea. Păi nu mi-ai zis asta Cooper. Tu mi-ai zis numele personajului? Da. Filmul e spy. Am încercat să-ți dau câteva indicii. Da, mi-ai dat multe. Și e o tipă mai plinuță, cunoscută pentru rolul de comedie. Asta, Amy, nu e ea? Tu o știi, nu? Nu. Dar știi filmul? Da. Joacă și Jason Statham. Așa se și încheie filmul, că ajunge ea să se culce cu Jason Statham. Nu, zi. E Melissa McCartney. N-aveam niciun... Nu știi? Nu. E foarte bun filmul, să te uiți. Da? Spy. Da. Mai ales cu Jude Law, mamă. E cu Jude Law și cu Jason Statham. Dar nu știam asta. Și ea devine din fata care e prin cască și încearcă pe ăsta să-l direcționeze, devine după aia spioană și e super. Bună idee. Masca, știi. Cine a fost Masca? Păi ăsta, nu Jim Carrey. Ba da. Am două din opt. Da. Sunt bine. Au fost două roluri
le-a jucat același personaj, gras, foarte gras, și a devenit slab prin diverse metode. Unul dintre ele e Sherman, The Nutty Professor, și celălalt e Norbit. Asta e la ce amintește de... E tot de comedie, e de culoare omul. Murphy, da, Eddie Murphy. Da. Și astea sunt două filme foarte bune. Norbit și The Nutty Professor, foarte vechi, dar bune. Da. Că ai zis de Kevin Hart, că îți place la stand-up, pe Eddie Murphy, nu-ți place la stand-up? Da. Nu are atât de multe cât are Kevin Hart, pentru că cred că nu a prins valul. A prins la timpul lui, dar după aia nu n-a mai continuat pe partea asta. Ai văzut Mean Girls, ăsta e un film de fetițe, mai mult. Da. Cine joacă pe Katie, pe principala? Asta mă spar și nu știu. E o tipă care a fost implicată în multe scandaluri. O fi asta roșcată ce a avut ea. E roșcată, da. Da, dar nu, stai să mă gândesc dacă mi-aduc aminte de ea. Acum a început să joace iar, a apărut pe Netflix în vreo două filme. E mult mai cunoscută pentru scandalul decât pentru film. Da, nu vine. Lindsay Lohan. Așa, da. Știam că ea, că știam asta ultimele, știi că acum și-a revenit cumva după. Pentru că a avut problemele alea exact cum a avut și ăsta din Home Alone. Da. Fiind copil, cerebru, foarte mulți bani, a luat-o pe arătură și a avut o perioadă de rătăcire, dar acum se pare că și-a revenit și joacă din nou. Prinde roluri, joacă, e bine, e pe reveneală. După Jennifer Aniston, pentru mine mai e o tipă care joacă foarte bine rolurile de comedie. Principalul rol de comedie e Mary. Filmul e There's Something About Mary, e de prin 98, e destul de vechi. Aveam 4 ani. Dar ea e cunoscută și din Charlie's Angel. E blonda din Blonda aia, slăbuță înaltă. Da. E altă generație. Se aude ceva din spate. Pare că nume de bărbat. Nu, n-am habar. Cameron Diaz. Ce slăbău, da. Dar nu m-aș gândi. Uite, ea pentru mine e după Jennifer Aniston, o actriță de comedie foarte multe. Joacă în multe și e comică femeia, așa, fără să depună un efort. Da, a jucat în multe rom-com din astea comedii romantice. Ca și asta, cântăreața, zi, ce joacă ea în foarte multe filme. J-Lo. Cum o cheamă? Jennifer Lopez? Da. Joacă în multe filme Jennifer Lopez? Mamă, are filmele ei o grămadă, da. Trebuie să caut. Ia să vezi câte are, da. Știu că a jucat într-unul care era cameristă. Da, la hotel. Multe are. Aia știu. Cum ți se par rolurile astea de graș? Ala mi se pare super comic. Gras care printr-o magie devine slab. Da, e o idee. Că cumva se spune că toți își doresc sau poate să nu fie atât de graș, dar unora chiar le stă bine. Și iar e greu acum să vorbești de subiectul ăsta, că râzi, că e cu asta, cu bullying-ul, cu nu știu ce, dar... Și eu mă gândesc tot la bullying. Da. Dar știi, în ultima perioadă, de când cu Timișoara Film Society, mă uit la filme și mă gândesc, am putea face așa. Și comedia mi se pare cel mai accesibil subiect. Păi da, de-aia se toate... Adică 80% din filmele românești sunt comedii astea comerciale, dar încep să se facă și drame și alte subiecte să se atingă și alea sunt mai premiate, de fapt, pe la concursuri. Da. Acum o să ne măscărim un pic să vedem dacă ne iese. Hai să vedem. Jocul ăsta cu Mima, nu? Da, eu am pregătit mai multe, că am zis să tragem la sorți, că na, iar eu mai știu din ele, dar sigur uit. Fii atent, am pregătit așa. Este și actorul, numele actorului și este și unul din rolurile pe care le-a jucat. Bun. Poți să imiți ori rolul ăla. Bun. De exemplu, hai că îți dau un exemplu pe care nu l-am pus acolo. Pe Ryan Gosling, să zicem Ken. Da. Și încerci să-l imiți pe Ken. Când? Știi? Să dansezi? Că sunt da. Sau încerci chiar să-l imiți. Fără să spunem numele filmului. Fără să spui nimic. Doar să... doar mimă, așa, doar adevărat. Doar mimă și dacă chiar... Nu ghicim și nu ghicim, dăm o replică. Încercăm să ne aducem aminte. Și tu ți-l pui pe frunte și eu trebuie să mimez ca tu să-l ghicești. Bun, hai, pun. L-am pus bine? Da, l-ai pus perfect. Dar nu știu dacă în câte filme de comedie, dar gata, nu mai vorbesc. E... Ca să nu mă ridic, să nu ies din cameră. E bătăuș. Vechi, nou? Ce mai vechi? Nu, e mort?
Nu e mort. E mort. E bătrân. E bătrân. E bătrân. Deci nu e Jason. A, e ăsta, Jackie Chan. Gata. Mamă, trebuia să fac direct cu ochii mici. Dar nu e, e ăla alt mort din filmele în care a fost împușcat. Zi, cum îl cheamă? Bruce Lee, da. Da, Bruce Lee, ok. Da, care era tot cu bătaie. Ia vezi, le-am pus bine? Mamă, ce greu. Eu am prins ușor cu bătaia prima dată. E ceva ce împușcă, e mic de înălțime? E mic? Are urechi mari? Dar știm și da sau nu dacă am ghicit. A, deci are urechi mari? Ceva de iepuraș? Easter, ceva. Deci e cu împușcături. Împușcă mult el. Bruce Willis. Deci tu acum mimezi actorul sau filmul? Nici una, nici alta. Personajul. Personajul ăsta. Mic, de înălțime. Cum să-l fac cu ăsta, mă? Împușcă mult, se învârte. Da, se învârte. Ce dracu cântă ăsta? Dar e celebru. E celebru, e foarte celebru personajul. Nu, că e super greu. Stai să mă gândesc la o replică de-a lui. Deci e mic, stai. Împușcă urechi. He's Groot. E din film. Adică din Groot. Și ăla mic. A, zi ăsta de ratonul, dar nu știu ce actor e, naibii. Rocky, Brocky. Rocket-el, ca. Rocket, așa. Rocket. A, Bradley Cooper era, mă. Da, dar nu ghiceam actorul. Nu știam că e vocea lui, dar știam pe ăla. A, bun, da, nice. Hai, că fain, da, ai mima bine. Da, bine. Dar m-am dus, eram departe, mă gândeam la iepuri și nu era chiar. Trebuia să dai că e alt animal. Dar nu știu cum dracu mimez un raton. N-ai cum. A, bun. Își pictează unghiile? E frumoasă. Ce, eu sunt așa? Nu vorbesc, hai că nu mai vorbesc. Apărul lung, unghii pictate. Ai foarte frumoasă. Mai zic. E preocupată de haine. E Barbie? Da, bine, bă, ce bine. Și cum o cheamă pe actriță? Margot Robbie. Da, am arătat către tine că îți place de ea, n-ai. Da, în ce am mai jucat? Margot Robbie? Păi a jucat și în ăsta cu filmul ăla, ai văzut? Care a fost nominalizat la Oscar, Babylon. Da. Trei filme într-un film. Da, într-un da. În ce am mai jucat Margot Robbie? Test. Am mai jucat în Harley Quinn, de a fost ea Harley Quinn. Aia e preferata mea. Da, și am mai jucat în... ai văzut aia când i-a învățat să se dea cu patinele, da. Că nu știa, dar nu mai știu. Da. Ai numele ei, dar nu mai știu cum o cheamă pe ea. O cheamă cumva și a învățat să se dea cu patinele, efectiv, pentru rolul ăla. Și în? Și în? Wolf? Da, Wolf of Wall Street. Da, ăla a fost rolul ei, de a s-a făcut cunoscută. E greu iară. Tot iară mic. Foarte mic. Și cu păr mare. Și cu mustață. Charlie Chaplin. Stai, ce-o mai jucat ăsta? Deci tu... Asta nu-l ghicește niciodată. Mau, stai că te surprind. Pălărie mare, păr mare. Dar zi-mi dacă da. Ăsta-i detectivul. Nu-i detectivul ăla, nu? Ce mi-arăți? Avion? Ceva cu avion? Ce mă? Merge pe undeva, caută, iarbă, tufiș. Taie, tăietorul din ăsta, masacru din Texas. Bă, unde s-a dus? Nu, asta e super greu, cred că e cel mai greu pe care l-am pus. Deci zi-mi un film. Hai zi-l, ca să nimeresc măcar actorul din ce mi-ai mimat. Deci tu aici, eu am numele actorului. Sau un personaj. Și un actor și un personaj. Unul dintre cei mai mici de înălțime actori. Super cunoscut. Italian. Italian, nu? Nici o șansă, nu. Efectiv.
Ah, Danny DeVito, aveam șanse. Trebuia să zic că mai jucat. El a mai jucat. Nu, Lorax ăsta nu știam niciodată. E animație. E foarte bun. Dar în ce a mai jucat Danny DeVito? N-a jucat el în pasta cu copilul, cu Home Alone. Nu, el era italianul ăla. Nu. Dar cum îl cheamă pe italianul ăla? Altfel. În fine, dar Danny DeVito a mai jucat comedii. Dar nu vine nimic. Dar ce mi-a arătat că taie? În Lorax taie copaci. Dacă n-ai văzut Lorax, eu n-am sigur că ai văzut Lorax. Întoarce. E fioros? Da. Și fură? Tu ești? Copaci mi-arată. E verde. Îți arată că e verde, da. E verde, e verde. A, e Shrek verde. Nu, păi ăla nu fură nimic. A. A, iubitul tău. Zi, fură, e rău, e supărat, morocănos. Grinch, Grinch! Da, Grinch! Da. Ce, tu așa l-ai trecut? Nu, MV are... MV are la WhatsApp Grinch? N-am știut. Întoarce. E bine? E ușor sau greu? Eu zic că e ușor. Ceva cu X-Men? Wolverine? Altcineva? Sau Hugh Jackman, să zic actorul? Wolverine? X-Men? Profesor X? Alt supererou? Deci alt supererou din X-Men? Ah, Deadpool, mă! Ryan Reynolds! Că ăsta e cu... Da, cu așa, nu venea, da, bravo. Și stă el cumva... Ai făcut foarte bine. Hai, că ne-am mișcat bine, mai sunt 3, 4, 5. Vechi. Nu, da. Tot mic? Tot cu mustață? N-avea mustață, dar... A, n-are mustață. Are o de asta, o pălărie. Stan Bran? Ești... Charlie Chaplin, da, a făcut Tommy. Eu nu puteam să mă ridic, că era care dansă, nu? El nu tot dansează cu picioarele. Eu știu că ți-am zis eu Charlie Chaplin, cred că zisese mai devreme. Și de aia ți-am zis că în trecut că am zis eu, dar asta, torc asta. Grea? Gras, mare. Și se face slab. Aia ce ai zis tu mai devreme, Dubfire, dar nu din Dubfire, Eddie Murphy. Eddie Murphy, da. Ah, nice. Ăsta e foarte bun, dar nu știu cum o să ți-l mimez. Nu vorbește? Are o cutie ceva, ține o cutie. Deci nu vă... It! E prost. Avem și din... Deci uite, îți mimează 3. E în mașină. Nic. Are un ursuleț de pluș. Asta ți arătam, încercam să-ți mimez. Are un ursuleț cu el mereu. Ești... Păi e Ted, nu? Nu, deci nu e Ted. Alt în care el nu vorbește. Deci ăsta nu vorbește, ai ghicit foarte bine. Și are un ursuleț cu el și nu vorbește? Mhm. Și mașină mică, aia zic ghicit iară, și mașină mică. Are o mașină mică. Și el joacă de pămpălău, chiar e prost, efectiv, dar el mai se și face. Ce dracu? A fost și animație și el e și un... El e actorul, cum am vorbit noi, n-are cine să fi jucat altcineva rolul ăsta. Și e fasole. E Adam Sandler? Nu. Zis fasole. Fasole? Cum e Bean? Bean. Bean. Și e domnul Bean. Mr. Bean. Da. Doamne. Dar n-avem ce să-ți mimezi mai mult. Oricum da, mă, ghicit... da, că ăsta are ursulețul are cu el. Are ursulețul, da, nu? Da, așa-i. Întoarci. Al gras. Unul mare și bate și e verde, că nu mai mănâncă tufiș. Shrek.
Da. Nu știu actorul, dar Shrek. Mike Myers. Mike Myers, cum ai zis mai devreme, da, nice. Și mai avem Ne-am mișcat mai bine decât eu la ghicit actrițe. Și ăsta e... Și... Iron Man, care asta. Da, da, bravo. Da. Și cum îl cheamă pe actor? Robert Downey Jr. Eu trebuia altul să-l dai, eu când am văzut Robert Downey Jr. Da, era Sherlock. Dar ocultează, am văzut Robert Downey Jr. Da, nice. Sherlock. Tare asta, ne-a mișcat bine pe ghici. Îi îndemnăm pe toți să joace mimă cu actori, da, că e interesant, asta. E foarte bun. E un bun. Joc fain între prieteni. E un joc fain, noi nu l-am făcut chiar ca la carte, că ar trebui pe cronometru. Și la Activity. Da, pe cronometru, nice. Dar mai greu, mult mai greu pe cronometru și cred foarte. Cred că nu ghicim. Vreau să-i rugăm pe oameni să ne lase în comentarii care sunt filmele lor de comedie preferate. Să ne spună dacă i-am nimerit, să ne spună actorii preferați. Îi mulțumim că se uită la noi. Am fost Timișoara Film Society de la Z Hotel Timișoara. Mulțumim! Ne mai vedem cu alte topuri, alte filme. Alte filme. A fost o comedie, dar poți face și cu altele. Da. Nice.